Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ați văzut că s-au petrecut câteva întâmplări cu totul nefericite în ultimele zile. Ne referim la accidentul de la Mina Jilț, ne referim la femeia ucisă de câini în capitală și ne întrebăm dacă aceste tragedii petrecute în ultimele câteva zile nu sunt cumva sau nu pot deveni cumva n-au potențialul să fie niște lebe de negre, așa cum se numesc ele, întâmplări neprevăzute cu potențialul de a destabiliza viața politică, actul de guvernare prin scandalurile, prin crizele pe care le generează. Dacă da, cum le vor face față politicienii care politicienii de la putere care par destul de tensionați zilele? astea. Vedem că cel puțin spre PSD au venit o serie de atacuri la adresa colegilor uh, liberali. Uh, știm că urmează rotativa în mai și ne întrebăm dacă nu cumva a început un proces uh, din acesta de Uh, atac insistent, fie pregătirea pentru o ruptură, fie pregătirea pentru o negociere maximală uh, pentru această rotație a premierilor și a unor uh, ministere. Discutăm despre toate cu Cristian Andrei, analist politic, Agenția de Rating Politic. Bună seara! Bun venit în Piața Victoriei! Bună seara! Ne uităm mai întâi însă la ce imagine ne-a oferit Ziua Unirii Principatelor, pentru că avem pe de-o parte la Iași politicieni ca Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, coaliția lui Nicu și Marcel, cum a spus-o chiar liderul PSD, care au fost huiduiți acolo, sigur, la îndemnul unor adversari politici, dar care vorbesc acolo despre unitate și despre stabilitate și încearcă să extragă din semnificația acestei istorică, acestei zile prezentul de care au ei nevoie, ca să zic așa. Adică ne, ne tot îndeamnă, referindu-se la ce s-a întâmplat acum 100 ceva de ani, să facem și noi la fel, să fim în armonie, în unitate. Țin mesajele astea, Cristian Andrei? Probabil că în contextul actual e mai greu să țină. Eu spuneam recent că în România lipsește ceva foarte important numit proiecție de viitor. Um, mesajele acestea au devenit cumva, într-adevăr, copy-paste. Nu vorbim acum doar de unul sau altul dintre lideri sau de um, alți politicieni. Um, lipsește de acolo un fel de apăsat pe accelerație despre viitor. lipsește proiecția aceea care să aducă și elementul optimist, nu doar ceremonial. Pentru că acolo este o ceremonie. Ceea ce vedem și am văzut zilele astea e ceremonia de care un stat sau. Astfel de lidere au nevoie, dar lipsește această emoție. Nu știm dacă vreunul dintre aceștia sau alții care vor veni să candideze la anul la prezidențiale, pentru că totuși suntem în registrul ăsta, o vor adăuga, dar ea lipsește. Și de aici apare și scânteia asta care tot timpul ne dă de gândit din partea cealaltă, din ceea ce s-a întâmplat în piață, despre mișcarea asta care nu e doar un partid neapărat aur, ci e o mișcare cumva ce riscă să fie una mai amplă, de protest, mm -hmm. de acolo pare că vine altceva, nu în sens bun sau oră, pur și simplu e diferit și faptul că îți iese în ochi, o vezi, te face să te gândești bun, ce lipsește dincolo, nu? Ce lipsește, de ce lipsește emoția. Deci e, e cumva emoție lipsă și destul de mult ceremonial care nu e umplut cu ceva. Uh, noi am mai văzut, fie vorba între noi, la fiecare și, și de 1 decembrie se întâmplă asta, și pe 24 ianuarie se întâmplă asta, și în alte ocazii în care politicienii se strâng în număr mare, se întâmplă asta, să fie huiduiți cu sau fără instigarea unor adversari uh, politici. Deci nu e prima oară și, na, ai prins mulți politicieni la un loc, mai ales dacă ei sunt de la putere, încerci să-i sancționezi fie și în felul ăsta. Ce e diferit de data asta, în ianuarie 2023, înainte de anul cu multe alegeri și în anul ăsta complicat, e ceva diferit? Uh, cred că este diferit uh, faptul că nu știm Cine sunt liderii care vor să rupă din Pluton? Adică să să alerge pe culoarul ăsta de la anul? Cumva toți sunt precauți, toți își țin uh, cumva intențiile uh, ascunse. L-am auzit uh, ascunse. Mă rog, nu le, nu le divulg, l-am auzit chiar pe uh, premierul Ciucă spunând în decembrie că în 2023 vom vorbi și mai puțin despre politică. Mi se pare o chestie foarte interesantă. Un lider politic care spune. Chiar tehnic vorbim, spune să nu, să vorbim puțin despre politică. Uh, și asta, repet, lasă loc foarte mult liber în piață. partidele în general, și asta e diferit, partitele au lăsat foarte mult loc, uh, s-au retras cumva în ele, au lideri politici, ok, recunoscuți de partide, aduși acolo de bază, de, de la, veniți de la baza partidului, dar nu mai avem acei lideri populari. De pe la Dragnea încoace, cam de câțiva ani de zile, s-a rupt chestia asta în care aduceam un lider în față la partid care era și locomotiva. E, și când dispar astfel de lideri de la partidele mari, rămâne foarte mult loc liber. Și spațiul ăsta, cumva, sunetul ăsta care, sau lipsa absența asta, ne-a ne sărit astă, mie ce obțin, mi-a sărit astăzi în ochi și nu doar, în general, în zilele astea, săptămânile astea, nu avem liderii populari care să umple locul. Și singurul care se tot cere acolo este cumva George Simeon, dar nu are nici el capital să fim onești să umple tot spațiul liber pentru ceea ce ar însemna o locomotivă electorală. E și aici e, mă rog, pentru mine fiind și de specialitate, lucrând și cu politicieni de-a lungul timpului, asta mi se pare interesant, pentru că cineva va umple acest gol. Cineva va umple acest gol în care. Cineva, repet, tot dintre cei care sunt acum profilați, nu, poate ca să fie. politicieni nu, activi, nu sau neapărat care să, să apară de undeva din rândurile. Nu neapărat, poate să fie, rândurile. De ce nu, din nou, un primar de succes mm. local care, mă rog, într-un fel sau altul devine polar. Poate să fie o vedetă din social media care să-l bată cu propriile arme pe George Simion. Poate să fie. Un actor, nu nu vreau să vorbesc de Zelenski acum că mergem prea departe, dar poate să fie cineva din zona asta care pur și simplu se așează și apoi este ridicat de partide. Uitați-vă în Cehia, suntem între turul 1 și turul 2 la prezidențiale. Ce se întâmplă acolo? Partidele de la putere, toate, susțin trei candidați independenți. Niciunul nu vine dintr-un partid politic. Cel care a ajuns și are șanse să devină președinte este un general NATO, mă rog, întâmplător sau nu este o asemănare. Uh, Partidele au preferat și acolo să nu mai intre în joc. Au lăsat cumva scena asta deschisă. Repet, uitați-vă, avem... Putem să a... credem că partidele nu re... intră în joc de o, o femeie fapt. Femeie rector, re... un general, a mai fost cineva din zona de, de... afaceri, deci uh, se pot profila astfel de persoane. Partidele este un... ce fac? Așteaptă și după aia se pliază pe cine le vine mai bine, adică își pun cărțile pe un anume candidat, după care au grijă să-și facă jocurile sau să încerce să-l influențeze în acea direcție. Îmi vine greu să cred că în politica românească partidele o să stea deoparte. Uh, știți ce nu conștientizează? Și o să asiste la bătălia partidele. dintre un uh, vlogger și un general NATO, care o fie el. Uh, pentru asta e politica, trebuie să negocieze. Adică, la un moment dat, dacă cineva este astfel popular, trebuie să găsești o cale de negociere. Dar știi ce nu conștientizează și partidele? Ele ar trebui, publicul înțeleg, e încă departe, 2 ani de zile mai sunt, mai, mai trebuie să curgă apă pe, pe Dâmpovița, dar partidele ar trebui să conștientizeze că la anul, toate alegerile fiind deodată, nu se mai pune problema că primarii trag partidul sau lucruri de genul ăsta. Nu, va fi totul, all in, totul va fi deodată și acel lider popular, va, care va trebui să fie popular, va trebui să convingă cu ceva, nu trebuie neapărat să fie frumos, dar trebuie să fie convingător, va trage și partidul, va trage și primarii, va duce toată căruța asta să-i spunem după el. Și nu cred că ei conștientizează deocamdată că nu merge doar cu liderul de partid sau doar cu liderul, sau doar cu mesajul de partii. Pentru că, atenție, eu mă aștept și de la actualii lideri uh, ai coaliției, și de la liderii USR să încerce să devină mai populare, Chiar îi văd încercând să câștige capital electoral Adică, la un moment dat, să Ciolacu, Ciucă, Drulă... Drulă, da, mă refer la aceștia, pentru că sunt partidul parlamentare. La lucrurile sunt rezolvate? Adică, el ca lider aur, poate să spună, sunt legitim până în pânzele albe să candidez eu? Până acum este singurul care e în campanie. Și e în campanie de minim 2 ani de zile, dacă nu mai mult, probabil. Uh, și, uh, cel puțin pentru zona lui, cred că a făcut deocamdată cam toate lucrurile. Adică, mai va specula în continuare, va fi în această rețetă cu mici provocări politice în Parlament, în afara lui, încercând să agite mulțimele, mulțimele confiscând acest simbol, tricolorul, care brusc a devenit un fel de siglă, dacă vă uitați a Partidului Aur, practic, dacă te uiți și vezi un tricolor, te gândești dacă nu cumva te-ai întâlnit cu un miting aur, dacă mergi pe stradă undeva, mm -hmm aproape că s-au, reușit să confiște cumva, cu ghilimele de rigoare, acest simbol. Bun, se cațără pe orice temă, da, mai ales pe cele da. care nu primesc răspuns de la ceilalți, de la politicieni. Da. Uitați-vă la povestea cu plagiatul lui Ciucă, plagiatul lui Bode, Redoiu care știe sentințe înainte de a se da, uh, orice alte subiecte din astea care ridică sprâncene nu, în societatea civilă și care rămân în niciun fel abordate de partidele, cele două partide din coaliție, găsesc acolo imediat uh, rampă de, da, de expresie. Dacă discutăm doar un pic așa despre aur, uitați-vă că totuși nici măcar aici, nici ei nu fac chestia asta. Ei se duc pe niște mesaje foarte generalizatoare. Ei au uh, temele acestea mari, național, social, prețuri. Ei se duc către un mesaj dacă vreți, contest, dacă vrei contestatar generic. Nu interesează neapărat detaliile. Provocările sunt de, de, de altă natură. Dar vreau să revin un pic aici. Cred că ă, asta e... Mă întrebai ce rămâne gol, ce, ce se întâmplă diferit. Acest spațiu gol, în care liderii nu avansează foarte mult politic, mm -hmm. există și aceste tatunări, inclusiv între partidele din coaliție, nici USR nu face niște pași foarte mari. Aur nu poate să umple tot teritoriul ăsta. Sunt o grămadă de teme care, într-adevăr, apropo de uh, discuția cu lebede negre, care pot să apară oricând și să schimbe toate ierarhiile. Deci, aș zice mai degrabă că suntem într-un proces așa de tranziție, într-o trecere de la un moment între alegeri către alegeri, în care se pot întâmpla multe și multă lume stă pe picioarele din spate și încă nu, nu mișcă. Am văzut din ce în ce mai des, cel puțin pe rețelele sociale, profilată teza asta, dar chiar și în presa mainstream, să zicem așa, teoria că atunci când există un astfel de gol... Se găsește un subteran care să umple golul ăsta, un produs al serviciilor secrete care împing în față un politician fabricat sau un personaj pe care îl afiliază și pe care îl trimit la înaintare uh, și stau și mă întreb dacă e justificată percepția asta în vreun fel. E justificată tocmai de faptul că ei lasă golul ăsta și stai și te întrebi oare cine îl umple? Întrebarea este dacă vor lăsa oricine ar fi, uh, grupurile de interese, grupurile de presiune, partidele, dacă vor lăsa pur și simplu lucrurile așa, să meargă într-o direcție, pentru că doar să te aștepți că lumea nu va veni la vot, pentru că va fi dezamăgită și mm -hmm. vor sta acasă și va fi 35-40% prezența la vot, este o greșeală. Asta încercam să spun mai devreme. Mm -hmm. Dacă tu te bazezi partid, sistem, whatever, oricum ai lua o pe ideea că lumea stă acasă, ei ți-ai pus cruce în momentul ăsta electoral, pentru că nu va fi așa. Fiind toate deodată, lumea va veni buluc din contră, pentru că o să vină și pentru primar, și pentru prezidențial, o să fie o nebunie. Doar dacă reușesc cumva să le rupă unele de altele și să le împrăștie. Alegele... Teoretic, ele ar fi rup, rupte unele de altele. S-ar putea ca, comasându-le cum vor unii dintre ei, să le facă mai mult rău chestia asta, nu? Da, asta, asta era și da. teoria mea, dar cumva unele din ele tot, vor fi comate, tot, tot, tot vor fi comasate sau vor fi suficient de aproape încât să crească, nu să scadă uh -huh. interesul. E, și atunci. Asta spuneam, să lași teritoriul ăsta liber, e foarte riscant și nu e riscant doar pentru partide că pierde cineva puterea, este riscant și pentru societate, pentru că te poți trezi într-o situație în care ai o ascensiune fulminantă a unei, nu știu, forțe extremiste sau unui actor din ăsta care devine rogue, așa, care devine... O ia pe cont uh, compropriu. O da. ia pe compropriu. Eu nu vreau să mă gândesc, noi acum în perioada asta facem foarte multe analize așa de risc, de scenarii, eu nu vreau să mă gândesc la situația în care unul din partidele mari o ia razna sau cineva de acolo se gândește să pună pe cineva complet toxic. Sper că nu suntem acolo, nu suntem în Ungaria sau într-o țară care a trecut prin așa ceva. Uh, pentru că asta ar fi. Deci rețeta toxică, dacă este, nu este nici măcar populism, este populismul combinat cu uh, instituții și putere de stat. Mm -hmm. Deci acolo, într-adevăr, ne-am. Uh, am văzut atre... că, apropo de asta, Cristian Andrei, am văzut că și în PNL, în anumiți lideri încearcă să ne tot explice cum trebuie recuperate valorile astea uh, suveraniste și naționale și stăteam și mă întrebam dacă nu cumva ne-a ajuns de prea mult Occident și au descoperit politicienii că oricât ar fi ei de pro-occidentali, nu dă rezultate retorică asta pro-occidentală, hai să ne integrăm și mai mult, hai să ne apropiem și mai mult, hai să facem și mai mult din ce fac alții, și dacă nu cumva încearcă să o cotească spre asta, ok, oricum avem neîmpliniri în viață, hai să o mai lăsăm cu occidentalizarea și să nici nu o contestăm, dar să vorbim mai mult de valorile noastre, de prin noi înșine, de telemeaua noastră și de borșul nostru și mai știu eu ce. Eu aș zice mai degrabă că în cazul PNL și probabil și al PSD, vorbim de o, o chestie care știm să că se cheamă Catch All Party, un partid care care vrea să prindă, dacă vreți, toate vrăbile, adică vrea să aibă din toate. Și, în general, partidele mari devin, la un moment dat, culegătoare din toate coșurile. Și, repet, e o zonă care a fost lăsată descoperită și din punctul ăsta de vedere și partidele încearcă să, o, să se ducă și acolo, mai ales văzând că aur cât de cât are un succes și, în, probabil ne dorim să lase singur, poate, să lase singur să joace acolo. Pe... Bun, dar baza din care să te alimentezi e atât de mare, cum speră ele, sau e o e diferență între ce vrea mare... publicul și ce cred ele că vrea publicul? Dacă ele cred, se pare, că publicul vrea să audă mai mult despre suveranism prin noi înșine, mai lăsați-mă cu UE, mai lăsați-mă cu NATO și cu toate chestiile astea. Cred că este suficient de mare de ordinul... E, e greu să pui, de fapt, procente, pentru că aici sunt diverse teme și depinde despre care vorbești, dar este suficient de mare încât probabil să nu-l ignori. Încât să ai nevoie să vorbești și cu publicul acesta. Și la noi mai există o obsesie asta despre care vorbeam recent, obsesia partidului de a fi mari. El nu pot concepe să fie medii sau mici să negocieze de la, nu știu, 15%, 18%, 10% și USR-ul a intrat în cap ca asta Și ei vor neapărat tot să fie mari. Și să devii partid mare e un proces greu. De exemplu, PNL-ului, pentru că vorbim de asta, i-au luat, cred, 20 și ceva de ani să devină partid mare. Să-și facă structuri, să vorbească cu toate tipurile se de public. Se pare că ia foarte puțin să redevină da. mic. Dacă ne uităm uh, la nu rolul cred. pe care îl are în coaliția asta Dar, și... Noroc, din nou, realist vorbind, nu cred că se va întâmpla uh, așa ceva rapid dacă se va întâmpla, pentru că au o bază foarte mare de primare, așa cum și PSD-ul este foarte mare și a reușit să ajungă să scadă atunci doar undeva în jur de 20%, cred, cu Viorica Dăncilă. Încercam să-mi aduc aminte procentele. Nu, eu vreau să spun altceva, că dacă riscul pentru partidele acestea, inclusiv cele care sunt la guvernare acum, este că dacă lasă teritoriul gol, vine un astfel de lider din afara partidelor care ia foarte lejer, inclusiv acest electorat nu naționalist, electorat urban, electorat rural mai poate mai educat sau care pur și simplu vrea altceva. Și care până acum poate vota cu poate vota cu PNL, poate vota cu PSD, poate vota cu USR, dar e foarte ușor de luat în niște alegeri în care ceea ce contează e Candidatul da. la prezidențiale, locomotiva, figura mai sexy, să-i spunem așa. Apropo de educat și de prezidențiale, da. în aceeași frază, președintele astăzi, la București, a vorbit despre începuturile educației pentru toți, nu odată cu unirea principatelor, da. și a făcut o tragere foarte forțată, așa, la temă, la proiectul domniei sale, România Educată, pe care ne-a avertizat, că o să-l vedem pus în practică încă de anul ăsta, prin legea ale educației, Legea educației care sunt ținute secret de ministru, legea educației care societatea civilă, odată ce a aflat de ele, a descoperit că, de fapt, creează foarte multe inechități în, pentru elevi, adică exact lucrurile alea pe care pretinde președintele că le-ar rezolva, se pare că le accentuează ca probleme uh, legile astea, așa cum sunt făcute. Și stau și mă întreb, uh, pentru că oricum e una din rarele intervenții ale președintelui în spațiu public, în tot, în tot noi anul ăsta de subiecte legate de plagiat, de legile astea ale educației, de, educație, de slaba calitatea liderilor, uh, ajunge să vii și să spui, știți, și cuza a început o reformă, eu o continui? Președintele, la nivelul ăsta, cred că mai are doar un rol, din nou, ceremonial, să aducă aminte și să spună că el a, a făcut treaba asta. Eu nu sunt expert în educație, însă eu observ aici o problemă legată și de discuția politică, inclusiv cea cu plagiatele. Dacă vă duceți la orice kitchen discussion de asta, ca la focus group, să vedeți ce vorbesc cu oamenii despre educație, inclusiv ce au auzit de legea educație, admitere, bac, lucruri de genul ăsta. Exact. Și acolo, într-adevăr, este ciudat să vezi că discuția asta este secretizată sau ascunsă, nu înțeleg de ce, chiar nu înțeleg de până ce. Până când va ajunge în Parlament. Pentru că deci până când niște... nu se va mai putea face nimic. Pentru că acolo sunt niște subiecte care cu adevărat ajung la, cum se spune, la talpa țării, dacă tot vorbim de 1859, da? Deci talpa țării, apropo de proiectul Cuza sau de, nu știu, Spirul Haret la acum 120 de ani, era despre învățământul de masă și despre ce se întâmplă acolo cu milioanele de oameni. Și acolo chiar mi se pare că trebuie o discuție, nu pe toate, că sunt multe tehnicalități. Bănesc, e o lege de o... peste 100 de pagini sau lege deci, chestiunea e, ala cinci subiecte grele, cum îi faci pe copii să rămână în școală, cum se intră la liceu și așa mai departe, cum evaluezi studentul, elevul. Asta ar trebui discutate open, adică nu e, Asta nu, nu poate să fie într-adevăr o decizie politică. Și de-aia mă aștept totuși la un moment dat să se schimbe Modul ăsta de raportare. Nu am auzit nu de la expert. președinte, uh, am luat notă de preocupările profesorilor, elevilor, părinților și societății civile în general. N-am auzit chestia asta azi. Am de. auzit, e proiectul meu, o să se transforme în legi. La revedere. Uh, da, nu cunosc mecanica între guvern și președinte pe legea asta, uh, mai ales că, repet, este un domeniu de la care nu mă pricep neapărat, însă îmi imaginez că. Uh, și președintele a mai făcut asta, președintele Iohannis a spus, bun, asta acum este o treabă care e la politicieni. Adică este la guvern, e la partid de don't screw it up, nu stricați da. chestia aia. Bănuiesc că în punctul ăsta, e. Nu, nu, nu știu exact care e, e relația funcțională, dar... No, acolo, vreau să zic că lipsit vă... și minima reasigurarea da. publicului, știți, dacă tot sunt emanația da. directă a publicului, personajul cel mai legitim politic, mm -hmm. nu? Uh, și tot am proiectul ăsta... Stați liniștiți că vocile voastre vor fi ascultate ale părților interesate, nu? Ori se pare că a lipsit genul ăsta de asigurare din peisaj. Asta fiind la Ziua Unirii, nu da, astăzi. Da. Exact. Era o bună ocazie dacă tot ai vorbit despre asta. Mă gândesc să fi spus, stați liniștiți, că am luat notă, nu rămân neascultate toate vocile din, din da. societate Probabil că ar temata. fi bine să să-i să pună, mă rog, să pună postul pe acest guvern din punctul ăsta de vedere și să îi, îi împingă să facă ce trebuie cu legile educației. Piața Victoriei la Europa FM Continuăm discuția cu analistul politic Cristian Andrei. Vorbeam de cele lebede negre. Dacă tragediile din ultimele câteva zile Accidentul în care au murit trei oameni, la Mina Jilț, femeia sfârșiată de câini în, în capitală. Dacă, uite, chiar și probleme dintr-un spectru poate mai banal, așa cum ar fi povestea asta cu tasarea asfaltului în, în Piața Unirii, care a dus și ea la niște dispute politice între foști și actuali edili. Dacă toate lucrurile astea, care au potențialul să degenereze în scandal, în emoție, în criză, în nemulțumire după model cunoscut, colectiv și așa mai departe, pot să degenereze în așa ceva și acum și pot să schimbe balanța de putere? E o chestiune foarte simplă aici. Fiecare din accidentele astea a avut publicul lui. Chestiunea cu minerii s-a întâmplat într-o zonă sau într-o. de oraș mic muncitorească. Chestiunea cu acei câini, cu femeia care a murit, s-a întâmplat în mediul urban. Fiecare din aceste tragedii încarcă un public, dar aceste publicuri nu vorbesc între ele, nu au un limbaj comun. Este, dacă vreți, apropo de spațiul lăsat liber, pentru că e tema recurentă a scenariilor despre care vorbim în politică acum, nu există. Un, o temă care să-i unească. Pe minerii de la, scuze, nu știu exact cum se cheamă mina, nu mă rețin, de și, la JIT, și da. pe tinerii de 40 de ani, 30 de ani, care fac jogging sau, jogging sau merg cu bicicleta prin București și au probleme cu traficul, cu câinii, au accidente și așa mai departe. Nu există. Pe vremuri era corupția sau anticorupția. Aveai acest să zicem fluid care mergea prin... În, în, cum să zic, prin uh, vasele astea comunicante, știi, era ca o legătură. Puneai benzină aici, puneai o scânteie, exploda toată chestia și aici, și într-un oraș mai mic, și într-un oraș mai mare, și ieșea lumea în stradă și așa mai departe. Deocamdată nu ai acest liant, pe scurt, și partidele nu inventează. Iar atât cât încearcă, apropo de ce întrebai mai devreme, uh, sunt destul de leneși să apeleze la rețete deja fumate de 50-60 de ani, cum e naționalismul sau patriotismul. Și adică vin și zic: uh, "A, păi, uh, hai să fim uh, români, pentru că asta prinde și la București și acolo, Dar e foarte puțin." Mm -hmm. Și asta spuneam și la începutul emisiunii, nimeni, din păcate, deocamdată nu vine, sau și din păcate pentru ei, pentru că ar fi câștigătoare cartea asta. Nu vine să zică: "Domnule, uite, I, I have a dream, am un plan, vreau să fac ceva. Uite, vă zic că în următorii cinci ani mergem în direcția aia." Deci dar... mai puțin pe critică, mai mult pe și proiect. Și să lege da. și într adevăr atunci să-l faci și pe miner și pe la mm -hmm. să protesteze, să iasă în stradă și într adevăr să zică Vreau să fac parte din mișcarea asta care e reprezentată de Ionescu Popescu, Partidul da. Cutare. Care ar fi în momentul de față, odată ce am epuizat discuția despre tema da. corupției, că tema corupției n-am epuizat-o, fie vorba între noi, dar am epuizat poate filonul ăsta al mitingului ului da. anticorupție și așa mai departe, care ar putea să fie un astfel de proiect care să adune? Este în ce asta? direcție măcar? Asta e o limite. întrebare de 1000 de puncte la care, la care cel puțin din partea mea de strategie politică, i-aș spune unui client să investească foarte mult, adică luni de zile studii făcute ca lumea, inclusiv ca să înțelegi ce faci cu mine. Nu guvernarea pipăim după nimic așa, suntem atât de diferiți în preocupările noastre încât nu pipăim nicio preocupare de asta constantă. Uh, Sigur, da. nu, nu cred că poți Există, face o mișcare care să spună, hai să construim spitale în România, că... Există o chestiune, dar în sens invers, adică pe dos, și apropo de întrebarea de mai devreme cu lebedele negre. Dacă lucrurile merg prost, sau foarte prost în economie și în partea socială, și dacă nivelul de trai se deteriorează cu o viteză la fel sau mai mare, încă un an, un an și ceva atunci da, putem să ne trezim într-o situație în care uh, combustibilul este exact nivelul de trai, dar acolo deja nu mai. Emoția este pe dos, este negativă, nu ceva, uh, e ceva... Și atunci da, toate experiențele astea, toate accidentele, toate dramele care, na, din păcate se întâmplă, că se întâmplă unele fără să fie cineva neapărat vinovat, noi tot timpul vrem să găsim vinovați. Atunci da, poate să sară. De fapt, cred aia. că asta e și problema, că toate dramele astea te gândești că pot fi evitate dacă cineva își face treaba, dacă cineva nu fură banii și investește în mijloace da. de transport, nu se urcă și aici pe muncitori într-o tanchetă de trei. Dacă cineva nu fură banii sau nu stă într-un birou călduț fără să iasă pe teren, te poți aștepta să fie ridicați câinii. Uh, nu ucigași de pe Maidane și nu după aia să dai din numeri și să pasezi răspunderea între 3-4 instituții. că toate lucrurile astea, uh. la un moment dat, dacă vă imaginați un bidon de 5 litri, dacă tor într-un bidon de 5 litri apă încet, se strânge în an de zile să dea pe din afară. Dacă tu adaugi pe lângă aceste accidente, care sunt motivate sau nu, și Situație socială foarte mult, cu o viteză foarte mare, atunci va da pe din afară. Pentru că toate aceste emoții, apropo de toate mitingurile din trecut, dacă stați să le urmăriți, inclusiv acela care a apărut foarte spontan cu legile Dragnea, ordonanța 13. Sunt exact șase ani de atunci, nu din Sunt, 2017? Da. În da. spatele da. lor erau acumulări. În spatele lor erau, erau acumulări și la cât a fost 11 august. Toate da. în spate au avut acumulări. Dacă, de singurul lucru pe care aș putea să-l intuiesc așa, doar uitându-mă pe știri și pe sondaje, fără să-mi pun problema, este această situație socială. Și de aici poate să vină nu o lebă de neagră, ci un stol. Adică poate să vină o, o, bușală destul de urâtă și nu doar pentru că pierde cineva puterea, ci pentru că ne putem trezi într-o situație în care, nu știu, să avem proteste, să avem forțe toxice care intră în viața politică. Cum interpretați uh, atacurile pe care PSD le-a lansat uh, în ultima vreme, inclusiv pe marginea acestor tragedii, către PNL? Adică devină pentru povestea cu câinii, uite, zice PSD-ul, să facem anchetă, primarul general, primarul sectorului 6, ambii susținuți de PNL. Uh, pentru povestea cu gilts vină directă ministrul energiei Virgil Popescu, un personaj oricum hulit și detestat la PSD public de luni de zile. Da. E... Te eu am nu, dau o explicație să, mai tehnică să, aici. Sunt partenerii tăi de guvernare, tu mereu da. pretinzi de la ei unitate, armonie, dar când îți vine bine, îi ataci. Eu cred că aici se întâmplă altceva. Cred că PSD își face un calcul pe care eu personal văd greșit, și anume că el se va duela cu PNL la an, în alegeri și vrea să facă această luptă, pentru că psd nu are cu cine să se lupte, dacă ar fi să fie așa, nu are cu cine. Îl El crește la... pe mai mare și să se lupte cu un sparing partner de ăsta. Da. Uh, și probabil se gândesc că să facă acest balet un an de zile sau un an și jumătate cu balet. În fine, punsături astea un an și ceva. Și să pun această presiune să dea senzația că, deși sunt acolo la guvernare, ei au această identitate. E mai tehnic, nu e așa, che, nu e așa de mm -hmm. uh, sexy, poate, ca alte explicații pe care le dau alții. Plus pe că se pe Lucrează foarte bine între ei și lumea nu cred mai, uh, pic în asta, că mai. plus asta, vai e foarte diferit de noi și, da, și noi de ar, ei. Și, și dacă ar face lucruri da. bune, tot ar semăna, pentru că tot timpul ar trebui să spună aceleași lucru. și e, ești forțat de o guvernare să ajungi să semeni, adică te uiți, e ca într-o oglindă, într oglindă. Probabil că undeva în spate or fi și calcul legate de negocieri pe care nu le știu, dar cred că mai degrabă miza este aceasta în care PSD cumva dorește cu orice pres să arate că ei s-ar lupta cu PSD, dar cred că e un calcul greșit pentru că sunt multe alte lucruri care se întâmplă în societate și pe care ei nu le bifează sau despre care nu vorbesc. Ce le-a scăpat în momentul ăsta? Sau... V-am zis exact faptul că terenul rămâne liber, Sunt uh, ei nu au lideri, uh, nu e nimeni carismatic acolo care să propună un proiect de viitor și acolo poate să vină oricine. Mm -hmm. uh, vin toate atacurile astea foarte directe, deci pe teme mm -hmm. foarte punctuale, în contextul mai mare în care vedem că de vreo două, trei săptămâni PSD-ul insistă foarte tare ca la rotativă să păstreze ministerele pe care le are și să modifice protocolul ăsta. Iar liberalii par că nu sunt de acord, par iritați de idee chiar. Aici cu ce avem de-a face? E o încercare de negociere maximală și de o parte și de alta? Cred că mai degrabă PSD încearcă în cadrul guvernării să fie un fel de kingmaker, așa legat de orice vrea să arate că este cel care controlează lucrurile. Pentru că odată ce și Marcel Ciolacu ajunge premier, poate semnaliza că au preluat simbolii puterea și vor să arate că probabil sunt, repet, cei care sunt în control, cei care controlează, cei la care trebuie să se raporteze toată lumea. Repet, chestiunea cu negocierile, dacă o fac, dacă vor să mai negocieze, țineți minte că mai sunt o fel de autorități care o să intre la pachet cu negocierile, asta nu știu să vă spun. Este, probabil, și o miză de acest da, fel. Da, îi poți lăsa, dacă ești de la PNL, da. îi poți lăsa pe PSD și să spună luăm postul de premier, că ni se cuvine, da. dar păstrăm și ministerele pe care trebuia să le dăm la schimb cu celelalte, nu pentru că ni se cuvine, ci pentru că avem uh, mușchii mai tari. Uh, cum poți să lași de la PNL să se întâmple chestia asta, nu, fără să obții ceva în schimb? Sau fără să dai senzația că, nu știu, le-ai lăsat că ai vrut tu, sau le-ai lăsat că ai o miză mai mare, sau... Deocamdată, ei par pe poziții irreconciliabile. Unul zice vreau să păstrez, dar vreau și postul de premier, celălalt zice nu-ți dau nimic. Eu dacă nu cred vrei să păstrezi Ministerele în... alea, eu trebuie să-mi lași mie în continuare premierul. Eu nu cred că acestea sunt negocierile reale. Pentru că cu siguranță, dacă la vedere, să zicem, PSD cere sau PNL cere ceva de genul acesta, cu siguranță probabil mai sunt și alte discuții. Pentru că nu este întotdeauna ceea ce, și nu-i vorba acum doar de această alianță, întotdeauna lucrurile spuse sunt adică lucrurile la vedere sunt doar presiune pentru a obține ceva. Nu știu ce alte uh, lucruri și-ar dori fiecare să negocieze, însă problema PNL-ului este să se decidă la un moment dat ce fel de uh, campanie sau de obiective își propune pentru la anul. Pentru că, repet, este foarte complicat în general să, să fii partid mare sau să fii primul partid. Evident că PNL va spune sau va merge în direcția asta. Doar că este niște nuanțe, nu pot fi două partide mari de 30 și ceva la sută și trebuie să se hotărască. nu poate fi în același timp nici a doua roată la căruță lângă PSD, asta cu siguranță, dar trebuie să și găsească și el acest drum, la fel cum și PSD-ul trebuie să, să, să facă asta, să stabilească ce strategie. E și de aici pleacă această aparentă nehotărâre a partidelor din coaliție, cum să și împartă puterea, pentru că nu vor să-mi dea senzația, probabil, că sunt slabi în negociere cu celălalt, că au tot timpul ceva de oferit sau negociat. Sau că, pur și simplu, sunt foarte dispuși să puncteze toate neîmplinirile celuilalt. Și aici mă duc la mesajele astea pe care le-au dat anumiți lideri PSD din teritoriu, care spuneau... Uh, ce nu vă convine că noi discutăm despre renegocierea protocolului și rotativă, vă sare țâfna? Păi da, uitați-vă la ce miniștri aveți. Bode cu plagiatul, uh, Popescu cu problemele din energie, uh, Predoiu care știe sentință înainte de a se da. Adică le-au făcut un rechizitoriu din asta foarte, foarte rece, așa și. Uh, Dar nu-i prima arță oară oară e azi. Cred că de, de vreo două sau trei luni se întâmplă treaba asta. Au fost și mesajele acelea legate. Oare de... că, vrei, că vrei să te cerți. Da. Nu știu cum să zic. Uh, mai degrabă să-l pui în dificultate pe celălalt și să arăți că tu ești în control. Repet, e o chestiune destul de simplă din punctul meu de vedere. Nu e neapărat uh, legată de o miza anume. Este un sistem, dacă vă uitați, cel puțin această critică dinspre eșalonul 2 sau 3. PSD, către șalonul 1 din PNL, există permanent, inclusiv acele mesaje din toamnă în care spuneau ne vom lua primarii înapoi pe ei. E o chestie destul de neprieten, ne, da, nu știu, unfriendly, așa. <laughs> e aparent ciudat. Însă, și de aia spuneam și că este ciudat la început acest spațiu de lipsă de mesaje, spațiu lăsat gol, fără mesaje politice, la nivel central. Pentru că Uneori pare că e această disproporție, că unii joacă, că ceilalți stau, mă refer la, la partidele de la mm. guvernare. Da, nu știu ce să zic, dar cu siguranță, adică nu știu unde va, până unde va da, PSD-ul, dar cu siguranță pare că își găsesc tot timpul Mie pretexte. Mie îmi suna ca și cum, da, exact, ca și cum fac o colecție de pretexte acum, da. pe care la un moment dat, că nu mai e foarte mult timp, adică uite așa trec astea patru luni, la un moment dat să zic că știți ce? Rechizitoriu. Uh, aia, 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 eu, noi v-am zis încă din decembrie, din ianuarie, că suntem nemulțumiți de că aia nu merge, că aia nu merge. Și de aici încolo, poate, ruptură e în mintea mea, deși poate eu sunt mai impulsiv. Uh, da. E foarte greu să rupă coaliția. E foarte greu să rupă coaliția, e foarte greu să se suie și cu picioare. Și dacă PNL ar face invers, fi foarte greu să se suie unul cu picioarele peste cealaltă. Pentru că nu pot face chestia asta. Dacă ei se apucă și provoacă o criză, oricare dintre ei, cu tot rechizitoriul pește, nu, pierd. Pierd ambele tabere. De aia spun că e mai mult așa un fel de... Hai să arătăm că dăm în celălalt, că ne poziționăm, cum se spune în poziție, că facem acest joc. Nu este... Este foarte greu și mai greu și din punct de vedere ultra tehnic, dar cel mai important. Nu au cum să facă majoritatea altfel. Mă refer acum ori la asta un, altă ori la întrebare. Te-ai Te gândi, party. probabil că mulți din cei care ne ascultă da. se gândesc, hai dumne, ce tot baletul ăsta, când de fapt da. în 2024 tot împreună sunt condamnați să guverneze, dacă nu cumva PSD-ul se duce cu aur și dacă nu cumva PNL-ul se duce cu SR, dar nu, probabil că nu mai e cazul. Și oricum depinde și de cine o să fie președinte ca să numească premier să formeze guvern. am de am spus că fiind presiunea asta de a sta împreună, e foarte greu și cred că Deși sună ciudat, aceste mesaje de eu sunt șeful sau vreau să dau în celălalt, sunt mai degrabă un fel de strică de ajutor. Sunt prins aici, n-am cum să ies, mă refer acum la toate aceste atacuri venite mai mult dinspre PSD, trebuie să stau aici. Și sunt și un mesaj către, țineți minte tot timpul, către baza politică. Măi, noi suntem aici, da, da, rămânem noi, suntem același partid, nu tolerăm, nu știu ce. Deci e un fel așa mai degrabă de a gestiona intern lucrurile e o modalitate prin care încerci să îți justifici o chestie pe care altfel n-ai face -o. Uite, mai plusează cu ceva da. PSD-ul și vorbim în încheiere scurt despre asta, cu cererea ca PNL-ul să, -și, să renunțe la toate alianțele cu SR-ul pe care le are în teritoriu și cu altcineva decât PSD-ul. Adică e un fel, inclusiv aluzia că dacă suntem coaliție la centru și la București ar trebui să fim la fel. Adică cum? Să o susțină PNL-ul pe Gabriela Firea, de pildă? Cred că abia asta este cel mai interesant mesaj dintre toate pe care le-a dat PSD până acum, pentru că, deși nu se vede pare pentru viitor o invitație de a face o coaliție, nu și-a asumat nimeni electorală completă, nu și-a asumat nimeni de acolo cu și predicat, pentru că așa fac de obicei, aruncă doar mesaje, lasă mm. să se înțeleagă, dar ăsta este un mesaj care trebuie urmărit în, uh, probabil, nu știu, minim jumate de an, un an de zile până se clarifică lucrurile. Dacă cineva de acolo și imaginează acest scenariu, nu-mi dau seama. Eu cred că ar avea mai degrabă de pierdut dacă se vor pune și împreună, și de sus până jos, mai ales că sunt niște rivalități cu adevărat istorice în teritoriu, unde e greu să. La centru mai gestionezi ciucăciola cu o discuție, o coaliție, dar să faci asta în 3.000 de localități e foarte greu. Dar e o discuție de urmărit, dacă într-adevăr. Uh, acest mesaj se dezvoltă sau a fost doar așa un fel de ping-pong iarăși între Să mai avem ceva de pus da, pe da, masă da, da. să umplem timpul. Dar într-adevăr da. această situație e una diferită de ce a fost până acum acest mesaj. Mulțumesc foarte mult Mulțumim. consultantul politic Cristian Andrei astăzi în Piața Victoriei pe curând! Piața Victoriei la Europa FM.